Proiectul de lege prin care copiii ar urma să aibă acces gratuit la diferite manifestări culturale nu este privit, să știți, cu entuziasm de toată lumea. Managerii unor instituții de cultură spun că măsura ar crea dezechilibre financiare foarte mari, mai ales în cazul teatrelor de copii, care își asigură bugetul preponderent din banii achitați pe bilete. Managerul teatrului crede că inițiativa autorităților va da peste cap toată organizarea instituției pe care o conduce. Teatrul Gong anul acesta are construit un buget care se constituie din 400.000 de lei venituri proprii, ce sunt alocate pentru construcția de spectacole noi și lucrări de igienizare a teatrului. În consecință, dacă noi nu ne mai putem baza pe aceste venituri în condițiile în care bugetul a fost deja discutat și angajat, suntem puși în situația fie de a renunța la anumite spectacole, fie de a găsi soluții alternative. Un bilet de intrare la spectacol costă 7 lei pentru un copil, fiind redus cu 75% față de tariful obișnuit. Și muzeografii sunt nemulțumiți de această inițiativă. Oricum, toate muzeele practică un tarif redus cu aproape 75% pentru elevi și studenți, dar toate programele noastre trebuie să fie cumva suportate din punct de vedere financiar. Ori, în ultima perioadă, cum este și normal de altfel, statul finanțează instituțiile de cultură doar în zona salarizării, a funcționării. În rest, dacă vrei să-ți produci acte culturale, trebuie să-ți produci și banii sau să identifici sursele de finanțare necesare ca să le poți, să poți realiza. Nu cred că este în regulă. Părinții sunt însă încântați de faptul că cei mici ar putea avea acces gratuit la cultură. Eu cred că este foarte bine, pentru că o națiune se dezvoltă prin educație, cultură și sănătate. Muzeografii sunt hotărâți să-i trimită o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis, prin care îi vor cere să retransmită inițiativa legislativă în Parlament.